Iată topul meu 20 de tips and tricks indispensabile pentru utilizatorii de business și nu numai. Selectarea din tastea unei coloane cu date Cum selectăm rapid coloanele și liniile cu date în Excel? Nu selectați cu mouse-ul coloanele ce conțin multe valori, pentru că s-ar putea să vă ia o veșnicie. Dacă un rând are înălțimea pe ecran de 1 cm, înseamnă că un tabel Excel cu un milion de rânduri s-ar întinde pe 1 cm ori un milion de rânduri, egal 10 km. Combinația de taste Control plus Shift plus săgeată jos selectează cei 10 km de date în mai puțin de o secundă. Asta înseamnă 10 km ori 3600 de secunde cât are o oră, egal 36.000 de km pe oră, de 30 de ori mai mult decât viteza sunetului. Nu o să bateți acest record în veci dacă scrolați vizual cu mouse-ul. Nu uitați, control cu Shift și săgeată jos pentru selecția instantă a datelor de pe coloană, respectiv control cu săgeată jos, fără Shift, dacă doar doriți să fiți poziționat la capătul tabelului, fără selectarea celulelor. O linie întreagă se selectează cu control, Shift, săgeată dreapta. vă voi prezenta în continuare încă 19 facilități Excel pe care orice utilizator ar trebui să le cunoască. Vă recomand să vă însușiți toate aceste trucuri parcurgând acest video până la final, pentru că fiecare vă va ajuta să deveniți mai productiv și mai încrezător atunci când lucrați în Excel. Dacă vă place, dați like, share, abonați-vă la canalul Dr. Excel și adresați-mi întrebări în zona de comentarii. Să continuăm! AUTOSUM De multe ori dorim să adunăm toate valorile de pe coloană sau de pe un rând. Putem realiza acest lucru foarte simplu în Excel cu o simplă combinație de taste. Ne poziționăm pe o celulă aflată imediat sub coloana sau în dreptul liniei respective și apăsăm combinația de taste Alt cu semnul egal. Putem selecta chiar mai multe celule simultan și apăsăm aceeași combinație de taste. Și mai spectaculos este să selectăm mai multe celule neadiacente, de pildă atât celulele din dreptul liniilor cât și pe cele din dreptul coloanelor, folosind tasta Control, apoi apăsăm o singură dată Alt plus Egal. Nu uitați combinația de taste Alt cu semnul Egal pentru a aduna rapid în Excel. Dublu clic pe Format Painter. De multe ori suntem puși în situația de a copia aspectul unei celule peste mai multe zone diferite din Excel. Probabil știți că există un buton specializat în copierea formatelor de celule, Format Painter. Se află în partea stânga sus, lângă butonul Paste. De pildă, pentru a copia aspectul celulei A1 peste celula C3, ne poziționăm pe prima celulă A1 Apăsăm Format Painter, apoi clic pe celul la destinație unde dorim să ajungă formatările. Însă, cum facem dacă dorim să aplicăm aceleași formatări peste mai multe zone Excel neadiacente? Nimic mai simplu. În loc de un simplu clic pe butonul Format Painter, facem dublu clic. Apoi putem liniștiți să selectăm fiecare din zonele Excel pe care le dorim formatate. Acel dublu clic îi spune Excel-ului că încă nu am terminat de formatat. La final, apăsăm Escape. Inserarea simultană a mai multor coloane linii. Doriți să adăugați 5 linii deasupra unui tabel? Nimic mai simplu. Selectați câteva linii fizice deasupra cărora doriți să adăugați noile linii și apăsați combinația de taste Control cu semnul plus. Sau clic dreapta pe liniile selectate și alegeți Insert. Cum semnul plus este al doilea caracter de pe tasta sa, trebuie să dăm Control Shift cu tasta ce conține semnul plus. Dacă dorim să adăugăm mai multe coloane odată, selectăm un număr egal de coloane în dreapta cărora dorim să le inserăm, apoi tastăm aceeași combinație de taste, Control cu semnul plus. Redimensionarea automată a coloanelor liniilor Putem executa dublu-click la finalul coloanei pe care dorim să o redimensionăm. Însă, dacă sunt multe astfel de coloane, nu are sens să facem acest lucru pentru fiecare coloană în parte. Selectăm toate coloanele pe care dorim să le redimensionăm și facem dublu clic la intersecția ultimei coloane cu coloana din dreapta sa. Și gata. Dacă selectăm toată foaia, putem face dublu clic la intersecția oricăror două coloane, redimensionarea realizându-se automat la toate coloanele din foaie. Control Enter. Dacă selectăm mai multe celule, chiar și neadiacente, și scriem în celula activă, apoi apăsăm combinația de taste Ctrl plus Enter, atunci valoarea introdusă este replicată peste toate celulele preselectate. Această combinație de taste este folosită pentru a modifica mai rapid formula din spatele unei coloane calculate. De exemplu, în tabelul acesta dorim să modificăm formula care stabilește adaosul, din 10% în 20%. Selectăm toate celulele cu date de pe coloana Cost cu Adaos. Pentru aceasta folosim combinația de taste Control plus Shift plus Săgeată jos. Apoi apăsăm tasta F2. Modificăm formula și nu apăsăm Enter, ci Control plus Enter, ca să fim siguri că modificarea a fost făcută peste toate celulele preselectate. Concluzia? Folosiți combinația de taste Control plus Enter pentru a simula tragerea de mânerul de umplere în cazul în care a scris o formulă și doriți să o replicați peste mai multe celule ce au fost în prealabil selectate. Flash Fill Flash Fill este un instrument uimitor. Dacă nu l-ați folosit până acum, o să fiți impresionați. De multe ori dorim să spargem o coloană sau, din contră, să unim mai multe coloane într-una singură. Exemplul 1, Flash Fill. De pildă, iată o coloană numită adresa, pe care dorim să o despărțim în coloane separate. În dreptul primei adrese scriem doar județul, Prahova. Apoi, pe o coloană separată, scriem orașul, Ploiești. Excel, prin intermediul instrumentului Flash și-a dat deja seama ce dorim să facem pentru cele două coloane, așa încât putem să-i confirmăm completarea automată a restului de județe și orașe. Putem face acest lucru prin două metode, Metoda 1. Selectăm o celulă de pe o coloană și din Home alegem Fill, apoi Flash Fill. Metoda 2. Stăm pe o celulă încă necompletată și apăsăm combinația de taste Ctrl plus E. Exemplul 2. Flash Fill. În acest tabel dorim să realizăm operația inversă spargerii de coloane, și anume concatenarea sau unirea coloanelor. Concret, dorim să lipim coloanele nume. Inițiala și prenume într-o singură coloană separată. Observați că nu există o consecvență legată de tipul literelor folosite. Pe coloana nume avem textele scrise cu litere majuscule, pe coloana inițială literele sunt scrise cu minuscule, iar pe coloana prenume și cu litere mici și cu litere mari. În celula specifică primului om completăm manual numele complet, așa cum dorim să apară. Ionescu V. Radu. Avem apoi răbdare și începem să completăm și al doilea nume, Popescu C. Ana. Încă de la prima literă XL, prin intermediul facilității Flash Fill, a găsit regula pe care dorim să o aplice pentru toate celelalte persoane. Confirmați cu tasta Enter. Apăsăm Control plus Z de două ori ca să ne întoarcem. Putem să forțăm popularea automată apăsând oricând combinația de taste Control plus E. Repetarea automată a ultimei acțiuni. Orice acțiune poate fi repetată și executată automat în Excel. De pildă, adăugăm o poză, apoi apăsăm tasta F4, iar poza mai este adăugată odată. Sau, selectăm câteva celule și le colorăm. Apoi selectăm alte celule și apăsăm tasta F4. Observați cum acestea vor fi și ele colorate. Am repetat astfel ultima acțiune, și anume colorarea unei celule și pentru alte zone din Excel. Dacă adăugăm o linie nouă, apoi apăsăm tasta F4, se mai adaugă încă una. Dacă nu mai fac și alte operații specifice Excel, ultima operație înregistrată este inserarea de linie nouă. Dacă ne poziționăm pe o altă celulă și apăsăm tasta F4, observați cum se adaugă o linie nouă imediat deasupra acelei celule. Tasta F4 este foarte utilă când dorim să executăm de mai multe ori aceeași comandă Excel. Name Range una dintre cele mai utile facilități Excel este aceea prin care putem să dăm denumiri prietenoase și ușor de ținut minte unor zone cu date, apoi să putem să folosim acele denumiri direct în formulele Excel. Pasul 1. Selectăm celulele cărora dorim să le dăm un nume, iar în căsuța Namebox, aflată în partea stânga sus a foii cu date, dăm denumirea dorită. Pasul 2. În orice formulă în care dorim să facem referire la celulele respective, putem să folosim direct numele dat. Încă un exemplu. Celulele cu cantitățile de pe coloane B le denumim salarii, iar dacă dorim să adunăm aceste salarii, scriem direct formula egal sum salarii. Astfel, nu mai suntem nevoiți să selectăm manual celulele pe care dorim să le însumăm. Putem să generăm automat toate name range-urile specifice rândurilor și coloanelor dintr-un tabel Excel. Selectăm întreg tabelul, Ctrl plus A, apoi din Formulas alegem Create from Selection, după confirmare, avem acces în formule la orice coloană sau rând direct cu denumirea prietenoasă a acestora. Inserarea unui screenshot Dacă dorim să adăugăm în Excel o captură de ecran, eventual dintr-o altă aplicație sau chiar de pe un site web, nimic mai simplu. Folosind combinația de taste Windows Alt plus Tab, comutăm cu aplicația de unde dorim să realizăm screenshotul. Apoi ne întoarcem în Excel, din Insert Illustrations alegem Screenshot, apoi Screen Clipping. Avem răbdare să selectăm zona pe care dorim să o decupăm, iar în momentul în care dăm drumul la mouse, acea zonă de ecran o regăsim acum și în Excel. Acest instrument funcționează identic în toate aplicațiile din suita Microsoft Office, Word, PowerPoint, etc. Opțiunea Justify dacă avem un text mai lung scris într-o celulă și dorim să-l scriem pe mai multe rânduri, nu are sens să facem acest lucru manual. De pildă, să mutăm părți din text pe rânduri diferite. Există o metodă mult mai simplă prin care automat să scriem un text peste mai multe rânduri celule. Selectăm zona Excel în care dorim să se încadreze textul, apoi din Home, Fill, Justify și gata. Nimic mai simplu. Observați că Excel a mutat automat părți din text pe fiecare rând pe care l-a avut la dispoziție, astfel încât acesta să se încadreze perfect în zona indicată. Repetarea capului de tabel la printare Majoritatea rapoartelor Excel nu încap pe o singură pagină. Cum facem să repetăm capul de tabel cu denumirile coloanelor pe fiecare din paginile raportului? De exemplu, pentru acest tabel întins pe câteva pagini, dacă mergem în opțiunea Print, observăm că nu apare capul de tabel pe toate paginile. Practic, începând cu pagina 2, nu mai putem citi ce reprezintă fiecare coloană în parte. Pentru a rezolva această problemă, în panglica de butoane Page Layout, apăsăm butonul Print Titles, dăm focusul căsuței Rows to repeat at top, iar apoi putem selecta manual rândul capului de tabel pe care îl dorim replicat pentru fiecare pagină. Apăsăm Print Preview pentru a avea confirmarea și iată, avem la vedere antetul tabelului pentru toate paginile. Opțiunea Transpose Transpose înseamnă răsucirea unui tabel, rotirea sa astfel încât coloanele să devină rânduri și viceversa. Pentru a răsuci un tabel, îl selectăm cu Ctrl plus A, apoi dăm Paste Special și bifăm opțiunea de jos, Transpose. Iată că ce era rând, de pildă linia ploiești, este acum coloana ploiești. Blank Cells Celulele lăsate necompletate reprezintă un mare neajuns pentru tabelele cu date Excel. Este recomandat pe cât posibil să nu lăsăm celulele fără date în ele și să încercăm să punem o valoare neutră în acestea. 0, de pildă. Pentru aceasta selectăm tot tabelul cu control A, apoi din Home, Find and Select, Go to Special și bifăm opțiunea Blanks. După ce confirmăm cu OK, vom avea toate celulele lăsate necompletate, selectate automat. Scriem 0, apoi apăsăm Ctrl cu Enter pentru a fi inserat acel 0 în toate celulele ce au fost preselectate, cele blank. Și gata! Grafice de tip hartă, Field Map. Dacă tabelele noastre conțin denumiri de țări, orașe, putem crea grafice direct pe harta Mapamondului. Selectăm tabelul cu control A, din Insert alegem Maps, apoi Field Maps. Observați culorile mai intense în dreptul țărilor care au numere mai mari, zona Asia. Nu mai avem de făcut decât să adăugăm etichetele cu valorile propriu-zise în hartă. Pentru aceasta, de sus din stânga, din Data Labels, alegem Show Values. Calcule în sens invers. Excel știe să facă calcule și în sens invers. De pildă, în tabelul din acest exemplu, avem un produs cu un preț de referință și o valoare factură ce conține o formulă simplă. Preț referință, la care s-a adăugat și un adaos comercial. Totul înmulțit cu numărul de unități vândute. Valoarea facturii, conform formulei, este de 11.200, însă se dorește ajungerea la un preț final de 10.900, firește modificându-se valoarea daosului. Cu alte cuvinte, dorim ca Excel să ne spună cât ar trebui să fie adaosul comercial pentru a se ajunge la suma de 10.900 pentru valoarea facturii. Pentru acest lucru mergem în ribonul Data și apăsăm pe What If Analysis și de acolo alegem Goal Seek. În căsuța Set Cell, alegem celula cu prețul 11.200, adică vechiul preț. În căsuța To Value, scriem valoarea dorită, adică 10.900. Ultimul lucru pe care îl mai avem de făcut este să indicăm în textboxul ul By Changing Cell celula adosului, adică C4. Apăsăm OK, iar Excel ne va da rezultatul dorit. Și anume, trebuie să ne mulțumim cu un adaus de 9% în loc de 12% dacă dorim să ajungem la prețul final de 10.900. Folosiți instrumentul Goal Seek când doriți să ajungeți la o anumită valoare pentru o celulă ce conține o formulă, modificând firește valoarea dintr-o celulă ce conține o valoare de input. Navigarea între foi din taste această combinație de taste ne permite foarte rapid să navigăm între foile de lucru fără să folosim mouse-ul. Iată, apăs de mai multe ori control cu tasta Page Up, respectiv control cu Page Down. Cât de ușor schimbăm foile doar din taste. Formula Auditing de multe ori este complicat să vedem celulele de care depinde de o formulă sau, poate din contra, ne interesează să vedem rapid ce formule depind de o anumită celulă. Putem să selectăm o celulă ce conține o formulă, apoi din panglica Formulas să apăsăm butonul Trace Precedence. Iată ce ușor vedem celulele de care depinde formula selectată inițial. Din contra, dacă selectăm o celulă cu o valoare, apoi din Formulas alegem Trace Dependences, imediat avem pe ecran săgeți către celulele cu formule ce depind de celula selectată inițial. Grafice Sparkline în tabelele în care rândurile reprezintă valori specifice timpului sau datelor calendaristice, putem să alegem foarte ușor și rapid grafice relevante numite Sparklines. Sparklines au două facilități în plus față de charturile clasice. 1. Sunt găzduite la nivel de celulă, putem astfel genera câte unul la nivel de linie sau coloană. 2. Odată realizat unul, pe celelalte le generăm automat, trăgând de mânerul de umplere, la fel ca la formule. De pildă, în tabelul nostru unde coloanele reprezintă ore, adică timp, vom genera un sparkline pentru primul rând de date. Apoi le vom genera și pe celelalte cu un singur click. Pentru aceasta selectăm prima celulă disponibilă de pe primul rând, apoi din ribbonul Insert alegem din secțiunea Sparklines opțiunea Line. La Data Source indicăm datele primului rând, apoi dăm OK. Iată cum graficul Sparkline de variație în timp este realizat. De sus bifăm punctele maximale, high points, apoi nu mai avem de făcut decât să tragem de butonul de umplere fill button ca la formule, pentru a genera spark-line-urile și de la celelalte filiale. Atât de simplu. Macro Recorder Putem să înregistrăm oricâte acțiuni repetitive și să le replicăm de oricâte ori dorim. Pentru aceasta apăsăm butonul Record New Macro aflat în colțul din stânga jos al aplicației Excel. Sau, dacă avem activă panglica de butoane Developer, putem apăsa butonul Record New Macro. Lăsăm numele propus și apăsăm OK. Din acest moment, înregistrarea este pornită, memorându-se toate acțiunile pe care le executăm în Excel. Am să desenez Spark Lines pentru tabelul cu orele, așa cum am făcut la punctul anterior, iar la final am să apăs butonul Stop Record. Șterg coloana cu Sparklines creată la momentul înregistrării și am să reexecut macro-ul înregistrat, apăsând din panglica Developer butonul Macros. Aleg macro-ul nostru și apăs Run. Iată ce rapid și ușor putem să ne automatizăm sarcinile de lucru în Excel. Le înregistrăm, apoi le rulăm de fiecare dată când avem nevoie de ele.